Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A început școala, cred că s-au dat manuale. Este o discuție, avem o discuție aici în studio și am vrea și, ce să spun, am vrea ajutorul vostru. Cineva a postat pe Reddit un puști, care cred că e prin clasa 10-a ceva de genul ăsta, a postat o fotografie cu manualele pe care le-a primit și care sunt toate niște jerpelituri înfiorătoare. Și zice așa: am primit manuale din, țineți-vă bine, 2004, spune băiatul ăsta. Pentru context, eu m-am născut în 2006. Wow! Mulțumesc Ministerului Educației. Asta este postarea puștiului. Sunt de pe vremea lui, cum ar veni. Da. Bun, eu când am văzut, adică eu nu cred, întrebare, dați-ne mesaje la 0728-3132, mesaje audio pe WhatsApp sau text, dacă copiii au primit manuale noi sau manuale vechi de când. Eu mi-am imaginat când am văzut fotografia. Că pot fi manuale noi, cu data editării foarte veche. Da, deci sunt... e important și asta, acum nu vă uitați să fie doar jerpelit sau nu. Adică poate fi nou din 2006. Moment, nu există noțiunea de manual nou. Copiii primesc manuale de la alți copii. Așa e mersul. Adică copiii mei la școală primesc de la generațiile trecute manuale. Atacă normal ar trebui să fie, adică să nu fie chiar atât de vechi, că se uzează foarte tare. Sincer, eu credeam că asta s-a rezolvat. Adică eu nu cred că în 12 ani de școală, cred că abecedarul a fost nou, că mi l-a cumpărat tata. Bravo. În principiu că să fie. Dar în 12 ani de școală, eu nu cred că am primit vreodată manual nou, nouț, la ceva. Poate accidental. Majoritatea manualelor, da, erau folosite. Dar măcar erau cât de cât la zi. Însă puștiul ăsta a primit manuale vechi jerpelite și doi, manualele sunt foarte vechi ele. Adică el s-a născut în 2006 și manualul este din 2004. Tare. Bun. Deci 0728-3132, ce fel de manuale au primit copiii voștri? Cât de vechi sunt? Cât de vechi este data primei editări și cât de jerpelite sunt ele, cu adevărat. Dacă are 17 ani, este seama că e franj. Sau poate la ce materie? Că eu poate nu citit, asta era la filozofie, la ce? Da, era la TIC, nu știu, el a postat toate manualele. Da. Asta e informatică, gen. Iată ce zic colegii, că au intervenit alți puști și au spus și ei. În teorie, zice, unul dintre ei, aceste manuale ar trebui folosite maximum 4 ani. Manualul de TIC are, pe copertă se referă, interfața de Windows XP, ca exemplu, și îți recomandă să folosești portalul Yahoo, care s-a închis de mult. Nu e adevărat, eu am și Yahoo. Și zice, cred că are mai degrabă interfață de Windows 95, spune altcineva. Știu, fiindcă și eu am manualul ăla. De-abia am intrat la liceu. Mi se pare chiar o bătaie de joc să înveți de pe așa ceva. Și încă cineva comentează, zice, are un floppy disk pe copertă. Mor. Și într-adevăr, dacă te uiți pe fotografie, în partea din stânga este un calculator, un tub de la CRT mare, așa, de la care ți-o ocupa jumătate de birou, și o mână care se pregătește să vâre în ceva, că nu se vede hardul, un floppy disk. Un floppy disk. Jumătate dintre cei care ne ascultă acum nu știu ce este la floppy disk. N-au văzut, e simbolul de salvare. Da, da, da. De pe desktop, cum ar veni. Alte mesaje. Zice, eu am intrat între a 10-a și manualele mele de anul acesta sunt noi, făcute în 2005. Uite, ce spuneam. Păi asta este o altă problemă. Ce legătură, adică unele lucruri s-au schimbat, pentru că cineva spune așa. Și eu spune, aveam manuale care ziceau că președintele României este Emil Constantinescu. Acum nu mult timp. Alt puști. Zice, manualul meu de istorie de anul trecut zicea că România este încă în proces de aderare la Uniunea Europeană. Mamă, astea cumva are dreptate. Da, aici are dreptate. Altcineva spune, conținutul este din 1960. Irelevantă data tipăririi. Îți urez mult succes la facultate. Voi afla de noi nedescoperiri din 1980. O să fie fascinant. Da. Deci, ce manuale au copiii voștri, cât de vechi sunt sau cât de noi sunt, cumpărați manuale, vă bazați pe cele de la școală. În cursul discuției, puștii spun, manualele astea de fapt se dau la o parte și vine profesorul și spune, cumpărați culegerea aia, cumpărați manualul ăla, la revedere. Și manuale alternative, român, da. Și atunci statul român ce mai face? Adică de ce plătim taxele astea? Revin la întrebarea asta pe care o tot adresăm. Bine, ok, bă, dacă nu sunteți în stare să tipăriți, să actualizați manuale, să tipăriți manuale noi pentru copii, nici măcar nu e igienic, atunci poate n-ar trebui să plătim taxe mai mici
dacă tot nu vă faceți treaba. 0728 3132. O să înțeleg că sunt mesaje mărturi. Sunt, confirm. Bun, atunci o să difuzăm, le selectăm și difuzăm în câteva minute. Descoperit acum printre mesajele primite. Da, și mă aduc aminte și eu, primeam manuale prin octombrie, noiembrie, așa, în funcție de cum veneau, cum... Niciodată în septembrie, oricum, niciodată. Fiica mea a primit manuale și noi, dar și vechi de un an de zile, ne spune Maria. A primit și caiete de lucru la fiecare materie. Mamă, ce burjuială! Locuim în Finlanda. Chiar mă întrebam, zic, uite mă că s-a schimbat România, mă, suntem noi răutăcioși. Da, asta este. Hai să începem să difuzăm mesaje foarte multe și în această dimineață. Vă mulțumim pentru ele. Bună dimineața, mă, fraților. Peter din Londra vă sună și vă întreabă, dar de ce trebuie să le dăm manuale? În Anglia nu există noțiunea asta. Nu se poate fără. Cred că am scăpat de o problemă națională. Să poate fără, dar atunci, repet, nici nu mai plătim taxele pe care le plătim ca să primească manuale. Pentru că aici e problema, adică și plătim ca să fie învățământul gratuit. Că asta se spune. Adică din taxele pe care le plătiți voi, e învățământul gratuit. După care se duce copilul la școală și încep să cumpere de toate alea. Manuale, hârtie igienică, săpun, repari clasa, zugrăvești, bănci, calculatoare, tablă, hârtie, cretă și toate. Păi atunci, dai să nu mai plătim, serios. Ne face frumos reducere pe impozit și ne ocupăm de posturile astea, fiecare, cât cum putem. Mie nu mi se pare o idee neapărare, în virtutea noilor realități cu reciclat, cu asta, să se refolosească aceste manuale, dar nu, cum spunea, era un mesaj mai devreme, spuneai tu, de un copil care spunea că ar trebui să se refolosească timp de 4 ani. Uh-huh. Adică ar trebui să existe un termen rezonabil de refolosire a acestor manuale. Pe de altă parte, și să le arunci de la generație la generație, unele dintre ele se cade. Mai e vorba și de conținut la o parte dintre ele. Adică matematica rămâne matematică. Exact, dar... da. La multe materii cred că rămâne cât de cât, mai ales dacă e vorba de un termen de ăsta scurt de 2, 3, 4 ani. Uh-huh. Mulți copii nu le folosesc. Ce păcat de ele. În fine, am primit foarte multe mesaje de la elevi. Și uite, Maria din Botoșane spune că în clasa a 10-a, ea fiind clasa 10-a, manualele sunt de o vârstă cu ea. Sunt din 2005. Vai de ele, unele nu au coperți. Da. Iar Teo din Craiova spune că manualele sunt foarte, foarte vechi, iar din carte mai zboară și foile. Da. Cam asta e ideea. Altcineva ne spune, fără să semneze, am intrat acum în clasa a 9-a, toate cărțile datează din 2004, iar eu m-am născut în 2006. Nici măcar nu au copertă. Deci asta era problemă cu coperțile. Păi au rupt să le actualizeze, că pe copertă, poate pe coperta interioară era fotografie cu președintele, se mai pune fotografie cu președintele. Nu, cred că din anii 80 nu se mai pune, totuși. Din 89 s-a renunțat la acest cred obicei. Cred că s-a renunțat la obiceiul ăsta, că era peste tot, da. În decembrie fluturau. Hai să mai și ascultăm o parte din mesaj. Bună dimineața! Fiica mea a intrat în clasa a 5-a, născută în 2010, a primit manual din 2012. Ia uzi! Mulțumim pentru mesaj. Nu! Da. Andra ne scrie, anul trecut am primit manual de pedagogie din 1980 și ceva. Nu există, nu cred. Am o fotografie, nu se poate. E adevărat că pedagogia nu cred că s-a schimbat prea mult, adică... Ba, s-a schimbat foarte mult, cum? În 30 și am 40 de ani, Doamne, iată. Și tot cu bățul? Da, apropo de, știi, a postat cineva zilele trecute pe Twitter un citat din Cireșari. O carte care mi-e, mă rog, cele 5 volume, eram super fan. Deci, ticul, ăla mic, mă, abuzează un cățel, îi trage niște șuturi în fund și este scris cu atâta savoare și acum, dacă s-ar publica așa ceva, are și un scandal monstru. Da, da, da. Apropo de cum se schimbă... Vrei să vorbim de capra cu treiezi? De poftim, capra de exemplu, cu treiezi, da. Că putem... Da, ia, mai zi, Luca. Ovidiu din Brașov spune că are un îndrumar de laborator mașini unelte din 1978 la Universitatea Transilvania. Nu cred că mai există mașini alea unelte. Da, dar adică... nu-i bine să înveți câteodată și despre ce învățau strămoșii. Cred că, de fapt, e manual de istorie acum. Da, poate să înveți așa, da, teoria. Salut, băieți! Eu sunt profesoară de limba română la o școală la care manualele au fost alese înainte să ajung eu să predau acolo.
cel puțin manualele pentru clasele a 5-a și a 6-a, faimoasele manuale care făceau parte din, sau mai degrabă redau, programa aceasta nouă care ne-a nebunit pe toți. Vreau să vă spun că cele două manuale care au fost alese sunt absolut execrabile. Nu se poate lucra la clasă după aceste manuale și, într-adevăr, eu am fost nevoită să găsesc ceva alternativ. Copilul are nevoie de un conținut corect, indiferent cum ar fi el sau nu ar fi, conținutul acela trebuie să fie corect, pentru că dacă îl predăm deja greșit, dacă se duce copilul acasă și vede un conținut într-un manual, îl ia drept bun și când el este gata greșit, atunci ce mai putem face noi ca profesori, ca părinți, ca susținători ai copilului respectiv, cu atât mai mult cu cât manualele poartă sigla Ministerului Educației. Cumva calitatea a evoluat fantastic de mult. Vă salut, Gabi din Tulcea. Mulțumim, Gabi. Da. Mi se pare fascinant. Toată lumea știe că fără o educație de calitate, societatea nu poate evolua și noi nu putem să trăim mai bine. Toată lumea e de acord cu asta. Trebuie educație mai bună. De ani de zile, de la un ministru la altul, de la un guvern la altul, educația rămâne în aceeași stare falimentară, cu manuale de proastă calitate, cu o curiculă îmbătrânită, neadaptată vremurilor moderne. Suntem în aceeași situație de decenii întregi. Da, curg mesaje și în sensul ăsta sunt câteva cu sloganul România educată, apropo de ce ai spus tu. Voi spuneți despre manuale, ne spune cineva, că ar trebui să fie noi și copiii să aibă condiții. Noi încă ne cer să ducem la școală hârtie igienică, șervețele și săpun. Da, ce poftim. Pretenții să avem despre manuale, ne spune Răzvan din Brașov. Da, poftim. Cineva propune să facă manuale din plastic, precum banii. Nu sunt, ca să nu se mai deterioreze. Nu sunt prietenoase cu mediul. Da. Bună dimineața, diaspora este în mișcare. Noi am cumpărat cărțile aici în Italia, nu ne le dă de la școală, le cumpărăm, costă și ceva, mult, costă în jur de 250 de euro, copilul este în clasa 5 și nu, este, stați așa să mă gândesc, pentru că aici cu clasele alea că mai diferit, cu medicul, este în clasa 8-a. Deci anul ăsta se pregătește și pentru examen. Așa, stai, mă. Iar noi le plătim aici, le cumpărăm. Așa evităm certurile cu școala, că cărțile vechi, că nu știu ce. Aici nu. Cărțile au ajornamentul făcut an de an. Ce ajornament? Sunt foarte bucuros că istoria, la istorie și geografie aici învață despre România. Un lucru foarte bun. O zi plăcută, băieți, la revedere. Să trăiești tare mult, diaspora. Mulțumim foarte frumos. N-a zis cum îl cheamă, nu? Cum îl cheamă, nu scrie. Mulțumim foarte mult, să nu te super că ne-a pufnit râsul când ai zis clasa 5-a, de fapt nu a 8-a, că avem aici o istorie mai veche. Da, și Luca are problema asta. Luca, care are o problemă de genul ăsta, dar noroc că a primit atunci repede mesaj de la nevastă sa, care i-a adus aminte, de fapt. În ce clase sunt băieți acum? Acum Radu e a doua. Și Ștefan a șasea, dar eu atunci era anul trecut povestea când a zis că e clasa 0 și era clasa 1. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.